Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 18 martie 2024. Cum să-ți păstrezi pacea minții? Înțelepciunea care vine de sus este pașnică. Iacov 3, versetul 17. Ți s-a întâmplat vreodată să ai un schimb de cuvinte înainte de întâlnirea bisericii și apoi să te simți ca un ipocrit întregul serviciu? Să ne fie clar, dușmanul știe că cuvântul lui Dumnezeu poate fi semănat numai în pace. Vezi Iacov, capitolul 3, versetul 18. Așa că va face tot ce îi stă în putință ca să te împiedice să-l primești și să fii binecuvântat prin el. De aceea, trebuie să faci tot ce se poate ca să-ți păstrezi pacea minții și a sufletului. În pace există putere. Dacă diavolul nu poate să te facă să te superi, el nu are nicio putere asupra ta. El câștigă controlul asupra ta numai când îți pierzi pacea. El plănuiește să te facă să te superi ca să-ți fure pacea, să te bulverseze și să te facă să rămâi pe loc. Nu-l lăsa! Apostolul Iacov scrie: înțelepciunea care vine de sus este pașnică. În traducerea parafrazată a Bibliei, adevărata înțelepciune, înțelepciunea lui Dumnezeu, începe cu o viață sfântă și se caracterizează printr-o bună înțelegere între oameni. Este blândă și dreaptă, este plină de milă și binecuvântări, nu este activă într-o zi și inactivă în următoarea și nu are două fețe. Noi putem dezvolta o comunitate sănătoasă și puternică, ce trăiește frumos înaintea lui Dumnezeu și care se bucură de rezultate, numai prin strădania de a avea o bună înțelegere cu oamenii și de a-i trata cu demnitate și onoare. Am încheiat citatul. Putem reține aspectul că înțelegerea dintre oameni presupune o strădanie. Așa că data viitoare când te supără ceva, întreabă-te: ce încearcă diavolul să facă? Dacă cedezi în fața acestor emoții, care va fi rezultatul? Când ești stresat, îți pierzi bucuria. Și când îți pierzi bucuria, îți pierzi tăria. De ce? Pentru că Biblia spune că bucuria Domnului va fi tăria voastră. Scrie Neemia, capitolul 8, versetul 10. Așadar, astăzi, roagă-te, exersează stăpânirea de sine și păstrează-ți pacea.